Vechea curte a studioului Moldova Film, care mâine poi mâine va intra în demolare. Unii dintre noi năuciți de prea multe griji și probleme, alții năuciți de lipsa lor. O lume în care am câștigat crezând că pierdem și am pierdut cu siguranța că suntem în câștig. Locul unde s-au născut și s-au trecut speranțe, idei, oameni. Dar poate nu s-au trecut speranțele, nici ideile, nici oamenii. Uite, cam pe locul ăsta, Vlad a citit capra cu trăiesc lângă capra. Eu spun o chestiune, pe cuvântul meu. Și Vlad îi plăceau caprele grozav, înțelegi? Dar asta e animalul, vreau zic, săracului, așa zis, capra, dar e cea mai sfântă. Și Vlad o păștea pe mal, dar și pe insula de pe Nistru, care acum se află sub apă. Universul copilăriei lui Desculțe. De aici s-a ridicat și aici a revenit de atâtea ori pentru a pleca și mai departe. Cât am fost mai mărunței, am avut de tăti. La război s-a prăpădit tata, pe urmă foame, tisești. Nicolae, fratele lui Vlad și bâtul Efim, care le-a fost ca un tată. Pe noi, la de domn, la Chișinău, ne-au dus la Chișinău. Eu eram mai mic, el mai mare și Vitali Pofitaru a fost. Și el era. Fosta stradă Voznesenski, astăzi Iachir. Aici, în casa de copii numărul 1, unde se afla Vlad Ioviță și fratele său Nicolae, în vara anului 1946, și-au petrecut prima vacanță elevii din grupul moldovenesc al școlii coreografice din Leningrad. Doi băieți părăsiseră școala din cauza sănătății șubrede și până în toamnă urmau să fie înlocuiți cu alții. Chiar aici, la partea asta, l-am găsit pe Vlad Ioviță și cu mama sa. Fosta educatoare Agnesa Simeonovna Bogdanova. Băiatul ăsta mi-a plăcut foarte mult. Nu știu, el a stat așa cu capul în jos, de pe urmă când a deschis ochii, ochii ăștia așa de gânditor, cu minți. Și i-am propus dacă vrea să plece la Leningrad. Dar el așa s-a mirat, a făcut un zâmbet și spune, eu la Leningrad, dar ce să fac acolo? Eu zic să înveț la școala de balet. Dar el zice că eu știu. Ia ca locul este schema, unii vinim noi la Scaldat, spuneam noi la Bivo. Dar de ce? Aici era un proprietar, probabil că pământul este el a lui. Astăzi, aici se află bazinul de not locomotiv. Și tot aici se necase și Vlad. Vitali Pocritaru, fostul coleg de școală. Este cazul ăsta. Și l-au salvat băieții noștri. În timp când îi dădea ajutorul de salvare, au observat că are pas foarte mare și moale. Într-un cuvânt, au observat că el are calități pentru artistul ăsta, da, de balet. Și a doua zi, taman, Agnes Simeon au venit și l-au controlat. Ia că cum a fost. Я помню Володю мальчиком с приземистой немножко фигурой, но с очень привлекательным лицом. Мне ламентись пе Влад, он бойцаш скунт, очень мар, интеллигенц, дар фарте дес ум бриз де тристеце. Ерам конжурат де колечи тренгар и гураливи.
dar pe el nu l-am văzut niciodată să râdă. Și dacă se bea, o făcea destul de rar. Я что-то не помню Володю смеющимся. Улыбался он и то редко. Татьяна Алексеевна Шосток, библиотекарь школы хореографичи. Углубленный в свои мысли, в свои занятия. У него было масса... Era mereu preocupat de gândurile sale. Știind că îl interesează artele plastice și istoria, îi permiteam să cotrobăiască în fondurile bibliotecii cât îi poftea inima. Когда у них начал литературу преподавать Кирилл Михайлович Палей, он s-a atașat în deoseb de Kirill Mihailovici Palei, profesorul de literatură, care i-a trezit interesul pentru tainele scrisului. Cred că anume pe atunci, Vlad a încercat să facă primii pași în literatură. Elizaveta Nicolaevna Gromova, fost pedagog de dans clasic. Evgenii Mihailovici Stațchievici, profesorul de istorie. De atunci era greu să-ți dai seama ce va ajunge, dar cred că saltul pe care l-a făcut a fost pregătit anume aici. Anul 1954. Se ridicase din ruini Chișinăul, lua având renaștere spirituală a poporului. Ne învățam a purta grijă pentru primii pași ai noii intelectualități, pentru tineretul pornit la drum ca să-și făurească o soartă sie și neamului său. Vlad Ioviță, în rolul lui Conrad, în baletul Corsaro de Mincus. În opera Ivan Susanin, în duet cu Claudia Osaci, în baletul Gaene de Haceaturean. Mai 1955. Dragă prietene, păstrează optimismul pasiv. Râde în fața greutăților dacă nu le poți înfrânge. Biruiește puterea de nebiruit măcar prin dispreț. Cuvinte adresate baștenii, scrise pe reversul acestei fotografii. Când a venit la armată, tot cu Vitaliu odată a venit. Că Vitaliu a stat aici 2 săptămâni, că a dat în stație tot de-a doilea. Au stat vreo 2 sau 3, râșneam la râșniță și făceam măligă. Era mai țapă când venise din armată. Învârtea la râșniță și făceam măligă. Și apoi, a intrat la teatru moldovenesc. Un an jumătate a lucrat, pe urmă, la televiziune. Cadre din primul film televizat al lui Vlad, Băieții din Vorniceni. Chiar de la primii pași, avea de înfruntat probleme serioase. В 1962 году я и еще человек, наверное, 30 людей возраста, где-то там от 25 до 30 лет, оказались собранными все вместе в Москве. În 1962, eu și încă vreo 30 de tineri ne-am pomenit adunați împreună la cursurile superioare de scenaristică de la Moscova. Eram oameni diferiți. Printre noi, fiind și scriitori consacrați, cum erau Adamovici, Draci, Vasilache, iar pe de altă parte, tineri care încă nu avuseseră de-a face cu literatura și cinematografie. Regizorul de film, Ilia Averbach. L-am avut printre noi și pe Vlad Ioviță. Neobișnuit de plastic, elegant, pătruns de o poezie aparte, care mai apoi și-a găsit expresie în ceea ce a scris și a filmat. A devenit regizor pentru că pe atunci toți eram molipsiți de idee filmului de autor.
Piatra a fost pentru Vlad cartea cea mare în care a știut să citească ca nimeni altul din generația sa timpul. Piatra pentru el a însemnat rezistență perpetuare, dar mai ales poate rămânere. Și iată pe aici, cam prin locurile acestea, acum mulți ani, vreo 16, noi am făcut filmul, primul lui film documentar, încercarea debutului documentar. Scriitorul Serafim Saca. În care Vlad, repet, cu solida lui pregătire estetică, a știut să ne spună ce înseamnă piatra într-un peisaj de piatră și apă în care a trăit el și a dus copilăria. Era pe la începutul anilor 60, când în țară se lansase apelul ca scriitorii să vină să lucreze la cinematografie. Uite, atunci au fost găsiți la noi mai mulți băieți talentați. Printre ei Vlad Ioviță, Gheorghe Vodă, Serafim Saca, Anatol Codru, Iacob Burghiu, Vasile Vasile, redactorul Boris Movilă. Și ei și-au legat destinul de artă cinematografică. Am zis, perde-mă rota, hei, 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 mulți am că m-am liberat, hei, armată, hei, căci de tineri cum ai prins, hei, 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 mi-ai dat armă mai încins, hei, armată, hei. Hai să-l încerc pe ăsta. Mă tem să nu o pățim, Doamne. Bitrumiețul care cântă pietre să nu te tem niciodată. Știu, Doamne, dar am mâncat o mamă de bătaie de la unde este care tot cânta. Hai să stai un bun și milostiv, pietre. Bine, Doamne, hai să-l ajunge. Filmul acesta se caută un pazit. Îmi amintește de acel prag al tinereței noastre când la studioul Moldova Film se căutau talente. Scriitorul Gheorghe Malarciuc. Venise un grup de tineri din literatură, din alte domenii ale artei, fiecare cu harul lui, dar cu o cinste de artist, de om al artei ireproșabilă. Inima acestui grup era, bineînțeles, Vlad Ioviță. El era veșnicul nemulțumit, veșnicul frământat de întrebări demonice, veșnicul care ne chemașă să răsturnăm ceea ce găseam, ceea ce socotim noi de acum rezolvat. În genericul filmului, Vlad Ioviță figurează ca autorul scenariului. Viața lui Vlad Ioviță deseori era legată de două mese. Masa de daifas, unde stătea cu colegii la un parc de vin și la o vorbă, la gânduri, la îndoieli, la discuții, la pasiuni. Poetul și regizorul Emil Loteanu. Și masa de montaj, unde își petrecea nopțile și zilele, sperând ca cele gânduri vorbite să primească un chip, o învățișare. El era un asemenea caracter care își aducea freamătul sufletului său și a talentului, îl aducea între oameni. Și am avut prilejul ca la primii pași... Scriitorul academician Andrei Lupan. Să fiu și eu sesizat de prezența scriitorului, a artistului, a poetului. Primul film artistic, Nunta la Palat. Alături de Vlad, Gleb Sainciuc, actorul și, evident, pictorul. Ironia soarte. Trăiam cu Vlad alături și nu ne cunoșteam. 2 sau 3 ani am trăit alături, eu trăiam pe atunci lângă universitate, vis-a-vis de universitate. Știam că Vlad e peste gard, știam că este un asemenea scriitor, cineast, dar nu-l cunoșteam. Până într-o bună zi am ieșit să-l petrec pe un tovarăș de-a meu și atunci, cum vorbeam cu tovarășul Ceala, ne aștepta să apropie de mine un tânăr cu ochi așa mari cât pumnul, ochii negri, dar nu asta, m-a mirat altceva, felul cum fuma. Trăgea din țigară așa de adânc că eu pe loc m-am întrebat, el fumează țigara sau țigara îl fumează pe dânsul? El avea un fel aparte de a fuma. A stat un pic, Pirul s-a apropiat și mi-a pus mâna pe unul și zice, dumneata ai scris nuvia la trompeta?
Trompeta e o nuvelă din... Scriitorul Nicolae Isinenko. Zic da. Zice, o să facem un film împreună. Observați, n-a zis că nu vrei să facem un film împreună, nu vrei să scrim un scenariu împreună, s-ar putea să scrim. A spus, o să facem un film împreună. Acestor filmări, Vlad a scris rânduri consacrate lui Eminescu. Dacă vreți, tăiați-mă cu securea, cum se taie din rădăcini pădurea. Numai nu-mi tăiați în fiice zi aripa crescută peste noapte. Talentul lui Vlad, răbdarea lui Vlad, a făcut împreună Calul, pușca și nevasta, un film despre făt frumos în două părți și La dracu în copaci. Asta e prima variantă a filmului Ucior Dovologul, a fost Ani grei. În primul rând era greu, fiindcă noi eram doi oameni total diferiți ca caracteri. Eu a prins, eu una, două sar pe cal și fug în zare. Alerg, alerg, gonesc calul, dar îmi dau seama că Vlad nu-i. Mă întorc înapoi, el merge încetșor, zâmbind, cu pas domol. Mă dau jos, măr și eu doi pași, trei, dar iar s-ar picală. Teodată, la o frază, schimbam 7-8 cai. Работа у Влад не только дома, естественно. Влад n-a fost niciodată legat de masa de scris. Era stăpânit de bucata începută chiar și în somn. Ludmila, soția lui Влад, cu fica Влада. Очень любил гулять, но становился очень рассеянным. Вот как-то он пошел с дочкой гулять, повез ее на санках. Îi plăceau mult plimbările. Dar era atât de distrat, încât odată nici n-a observat că fica cu care ieșise la plimbare a căzut din sanie. A continuat să meargă preocupat de ale lui până nu l-a oprit cineva și l-a întrebat. Tinere, nu cumva dumneata ai pierdut un copil? Îmi mai amintesc că odată am văzut că a pierdut tocul de la un pantof și zic, Vlad, ți-ai pierdut tocul. Chiar el îmi răspunde, iată de ce șchiopătez eu toată ziua. Cu câțiva ani înainte de a începe aceste filmări, Vlad și-a notat pe marginea nuvelii Dimitrie Cantemir. Taci, fiindcă numai prin tăcere poți înțelege ce înseamnă durere. Taci, fiindcă numai prin durere poți înțelege ce înseamnă putere. Dar ce să faci cu puterea când ea îți aduce numai durere? Вот период Влада такой после фильма «Свадьба во дворце», когда он в кино ничего не делал. După filmul Nunta la palat, Vlad a avut câțiva ani grei. Nici la studio nu lucra și nici scrisul nu-i prea mergea. Și țin minte cât de bucuros a venit acasă după ce i-au propus să scrie un scenariu despre Dimitrie Cantemir. S-a apucat îndată de lucru stăpânit de o mare pasiune, căci pentru Vlad era o adevărată fericire să scrie ceva inspirat din istoria Moldovei. Когда он написал заявку и принес ее на киностудию, после обсуждения этой заявки, которую приняли, которую, в общем, и замечаний практически не было, Влад пришел очень расстроенный и буквально чуть не плакал. И когда его спросил, что же случилось, он мне сказал, что один из редакторов... Дар după discuția ofertei a venit acasă abătut și întristat. Un redactor de la studio i-ar fi spus că nu o să o scoată la capăt cu un material atât de grandios. Ne-l amintesc pe Vlad când spunea, oare să aibă el dreptate? Oare chiar nu o să fie un...
Dimitrie Cantemir și-a început cea de-a doua viața sa, aici, pe malul Nistrului, între sătenii lui Vlad, țărani care au devenit coautorii primului nostru film istoric. Pentru mine, nopțile de nesomn pe care le-am trăit împreună cu Ioviță din atelierele studioului au fost o adevărată reculegere sufletească. Era omul în fața căruia nu puteai vorbi strâmb. Postul redactor Alexandru Cononov. Și limpide ca lacrima, ca apele Nistrului în fața satului său. Bine ai sosit în țară, Maria ta! Oscult ai plătit domnia! Chemarea domnilor, bucuria nebunilor! Apoi fă-ți milă și pomară și vezi capul din lanțuri, Maria! Ia uzi, tâlhare, bere drumul și mâine iar se apucă de... Istoria a însemnat pentru Vlad Ioviță nu numai trecut, dar și viitor. Nu numai cunoaștere, dar și credință. Sfântă credință în destinul poporului și în nesecatele lui forțe creatoare. Pentru mine, poate mult particular, a fost omul care a imortalizat satul meu natal. A filmat Malanca, marea metaforă spirituală a poporului nostru. Până ajunge la Malanca, la Dimitrie Cantemir, Vlad Ioviță a revenit în satul natal Cocieri, unde împreună cu sătenii și cu operatorul Pavel Balan a săpat și a filmat fântâna. Fântâna la care am poposit și noi. Cum ai dat drumul la Tăvăluca? Acum, Pavel Balan, vreau să zic, era în, jos, în, la fund, coborât. Și a filmat prima căldare, înțeles? Știi, îmi spunea, vină, grigă, să vii, că termin, suntem vara aici, dar puțin vechi și... Minune, minune. O hectare de umbră timp, Sahara aici a luat pe Vlad. Vlad Ioviță a căutat în solul spiritualității noastre acele izvoare limpezi... Poetul și regizorul Anatol Codru. ...s-a ridicat, mă rog, în firea noastră, în realitatea noastră, acea catedrală, acea fântână pe care noi toți o știm, fântâna lui Vlad Ioviță. Cu mama, cu tata și fratele Nicolae, cu neamurile. Eram tine bătem, și eu îl bătem, eram tine, dar îl bătem. Eu mi-e trebuie să pun sprinise, adică păzau grădina amândoi. Păi chiar at malul Nistrului. Noi am avut două grădini, una pe vale, dar una pe insula aceea, mui sub apa de la hidrocentrală. Îmi plăcea întrânsul acea naivitate, acea ingenuitate. Victorul Mihail Grecu. Copilăria din trânsul, lipsa de șablon, asta era pentru mine ceva foarte important, pentru că eu îmi dădeam seama că acestea sunt calități foarte necesare pentru un artist. În contextul prozei noastre, Vlad Ioviță a impus o formulă inconfundabilă, bazată pe laconism, precizie, pe o plasticitate deosebită și pe o sprinteneală de mânz, după cum a spus Andrei Lupan. Vlad Ioviță a scris cu cărbune, privirea sa foarte concentrată, ageră, a fixat esențialul, caracteristicul, concretul. Criticul literar Mihai Cimpoi. Vlad Ioviță n-a preferat nici când podoabele,
ce a căutat să fixeze situații foarte sugestive și toate aceste calități au făcut ca să ne deie bucăți novelistice antologice. Și filmele pe care le-a făcut și când venea la mine în atelier, zic, vorbeam despre porți, vorbeam despre case, vorbeam despre preșuri, despre covoare, simțeam în acest om o mare dragoste față de tot ce a creat poporul. Și una, și două, și trei, și un, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece, și un pahar cu apă rece, toți dușmanii să se lece, numai unul să rămâie, să-l facem din el tămâie, și una, și două, și trei, și un, doi, trei, patru, cinci, stop. Că a fost un om original, o știu probabil mai mulți, eu l-am cunoscut, fiind student, l-am cunoscut la nunta lui Pavel Balan, toți felicitau în felul lor, tinerii însurăței, și Vlad Ioviță i-a felicitat într-un fel foarte al său, pe care n-am săruit niciodată în viață. Cum? L-a luat pe Ignat Bratu și acela i-a cântat o horă și iată în felul cum am să vă arăt acum. Eu nu sunt un dansator ca Vlad Ioviță, dar am să încerc să vă arăt ce a făcut. Nicolae, muzică. Regizorul Andrei Vartic. Să-l cunosc mai bine, mai de aproape, pe Vlad Ioviță, la ultimul său film, Dansul de Toamnă, la care am lucrat împreună. Am mai observat cum Vlad se comporta cu oamenii care îi filma. El, spre deosebire de mulți... Cineastul Dumitru Olărescu. Și oameni buni am venit să vă filmăm, Vlad cu totul altfel. S-a apropiat de oameni. Bună ziua, oameni buni. Ce mai faceți? Iară nu ne plouă. Și de aici se începea... Era un capăt de vorbă, oamenii spuneau că ăsta e al nostru, ăsta e al nostru. Și nici nu își dădeau seama cum ei începeau să facă ceea ce vroia Vlad, ceea ce aștepta Vlad. Aici, în această cetate, frunte în frunte stau rezemate, umbra de ieri și umbra de mâine, umbra mea și a cetății bătrâne. Și la ultimul film, Vlad regizorul era ocrotit de Vlad scriitorul. Как-то на занятие я принесла фигуру эстрадных артистов. Понны и Каверзин. Это замечательные были актрисы. У них очень красивая была поза. Володя, как увидел, весь сразу как-то загорелся. Он сразу, дайте мне эту фигуру. Ой, знаете, я тоже что-то вылеплю. Одата мадус ла лекцию иллюстрата ку дой артиш де эстрады. Андата че я вазут, Влад мне декларат, ка вря са моделезе аческе фигуры. Май бине моделязе чева молдовенеск, изик еу. Cei mai aproape de sufletul tău. S-a gândit, apoi a zis, o să fac un moldovan. Era talentat și foarte rar mulțumit de sine. Dar știți că Vlad nu mai este. Ne-a părăsit de tânăr. Piceamale la izvoare, am un frate ce-o mă-ntunit trache. Tu, măi frate, Dunii Trache, n-ai văzut, n-ai auzi. Pe ce n-ai văzut, n-ai auzi, tu, oiețelii mei mergându, de văzut nu le-am văzut, tu, de auzit le-am auzi. Fitele-n cuțele sunându, neurelile zgherându, talharii de lup mânându-i, talharii de lup mânându-i. Știi, e o fire complexă și... Pictorul Valentina Rus Ciobanu. Ca să pot cumva să-l prind, am gândit că această...
Și pe urmă, ele și o fire dramatică. Am gândit că acest monolog triplu poate ar putea să mă ajute. Deci m-am pornit pe un deal ușorul, mă întâlnesc cu un lupușorul, bună cale lupurleu, mânțănesc voinicule. Deci n-ai văzut, n-ai auzit-o, oiețelii mei mergându, de văzut nu le-am văzut-o, toată noaptea le-am păscut-o. Și lipăștem cât lipăștemu și-n pământul li trântemu. Lipăștem cât lipăștemu și-n pământul li trântemu. Pivălcheli tot chelceli, picoste și mață întință, la fântâna lui Ionu, tot capite din Ioar, la fântâna lui Culbeș, tot coane de berbeși, dar de cine tot de mini, dar de cine tot de mini, dar de cine tot de... Soporișobanașul plângând și lăcrămându. De fapt, fotografiam, eram foarte stingherit și unul și altul. Fotograful Nicolae Răileanu, care a fixat ultimele imagini cu chipul lui Vlad. Vlad a propus cu familia, împreună, a simțit că eu am pierdut. Păi atunci, cam mi-am dat eu seama de ce m-a chemat Vlad, așa, undeva... Chiar, sincer vorbind, mă gândeam și eu, poate că... Nu știu. După tot ce mi-a propus Vlad, după tot ce credeam eu, am un obicei, la urmă mi-a ales vreo 3-4 fotografii rezervă. Și văcut una la geam. Fragment de masă, fragment de geam. Dar și eu cu coane când doi muriu, să mă îngrochi într-o ilonu, și-n joaca neilor, și-n joaca neilor. Drag ne-o fost oaia laie și nevasta și balaie. Drag ne-o fost oaia șule și nevasta și... Dar a rămas artistul. Au rămas eroii cărora Vlad Ioviță le-a hrăzit nemurire. Nu vreau să știu prin ce s-a făcut vinovat Iordache Ruset. Nu vreau să știu dacă a avut dreptate ori nu când l-a susținut la moarte. Eu n-am venit să vârz zâzanii între voi, ci am venit să aduc pace în casa noastră. De aceea spun vouă și țării. Pe cei mai tineri ca mine îi voi iubi ca pe fiii mei. Pe cei de-o seamă cu mine îi voi iubi ca pe frații mei. Pe cei mai în vârstă ca mine îi voi iubi ca pe părinții mei. Domnii vin și se duc. Voi, boieri dumneavoastră, rămâneți. Și fără ajutorul vostru niciun domnitor, cât de blând, cât de înțelept și vrednic n-ar fi, nu poate face nimic. Dar de făcut în țara Moldovei este mult. Maria ta, inimile noastre vor fi pururea cu tine. Thank you.
Strămoșii mei au fost atât de numeroși că cenușa lor a nins pe toate stelele. Le văd și noaptea, dar mai ales ziua, din fundul fântânii lor, când mi sete și caut apă. Versuri găsite între filele scenarului Ion Vodă cel cumplit, la care Vlad a lucrat până în ultima clipă. Не мы выбираем героев, не мы выбираем какие-то события из жизни, а на все наоборот. Что эпоха диктует нам определенные события, эпоха, в которой мы живем. Жизнь сложная, прекрасная. Тот наш мир, который создает в нас, как в почве земли, создает вот те образы, диктует нам определенных героев. И происходят какие-то процессы в этой жизни, которые нас втягивают и нам предлагается что-то. Уника пеликула cu vocea lui Vlad Ioviță, dintr-un dialog radiofonic cu criticul Mihai Cimpoi. Vlad Ioviță, maestru emerit în arte, laureat al premiului de stat al Republicii, scriitor, cineast. Художник, наверное, который внимателен к этому процессу, который чуток к процессам жизни, который не безразличен и который хочет взрасти то зерно, посеянное жизнью, и тогда, наверное, что-то с великим трудом может получиться и на бумаге, и на экране. Râsul și plânsul vinului. Dans în trei. Dimitrie Cantemir. Trei proze. Dincolo de ploaie. Volume care au marcat o biografie literară vigoroasă și inedită, încheiată prematur cu un hectar de umbră pentru Sahara. Punct culminant în creația lui Vlad Ioviță și una din cele mai valoroase realizări ale prozii moldovenești contemporane. Dar îmi pare bine că ajuns așa bine zis, bine spus. Dar eu mă gătesc și gata, eu sunt gata, cu o bucățică de pâine. Cum cuvânt frumos, cum pahar de vin. Ca așa. Am zic așa, și ce s-a întors toți, băieți? Și trăiți? La mintirea lui Vlad, da? Așa, la mintirea lui Vlad. Nostru va trece în casă nouă. Probabil și acolo unii dintre noi vor umbla năuciți de prea multe griji și probleme, alții de lipsa lor. Și acolo ne vom grăbi uneori să elogiem eșecuri, fără să remarcăm valori ce se retrag modeste în umbră. Dar nu vom uita speranțele, ideile, oamenii care au intrat pe această poartă, în prezentul și viitorul nostru.